Domnule Foc, unchiul doamnei nu se mai află în China de un an. Cum? M-am interesat la toți vecinii, doamnă. A plecat pares în Olanda. Adresa nu o știe nimeni. Ce încurcătură! Acum ce să fac, domnule Foc? Poate să veniți cu noi, nu pot să abuzez. Nu abuzați deloc și prezența dumneavoastră nu-mi stăjelește cât de puțin important. Paspartu? Da, domnule. Du-te și oprește 3 cabine pe vapor. Eu mă duc la restaurant cu doamnă, iar peste o oră și jumătate ne întâlnim la debat la vor. La bine, domnule. Vă doresc postă. Mulțumim. Drumul decursă fără niciun incident. Paspartu
se făcea că nu observă prin spectrul fix care îi lasă locul văzut celălalt al vagonului. În cea de-a treia seară, tocmai când garnitura se apropia de capătul de firului care traversează prin zis scârboș, locomotiva scoase câteva fluierături repezi și trenul s-a oprit. Come on!
Ну, да, мы не спал, ты рыбаешься, ты думаешь? Ну, да, мы не спал.